În grădina lui Ion, toate păsările dorm. De la întuneric la lumină sau cu zâmbetul ne despărțim de trecut. Asta au pus în scenă liceenii de la Spirul Haret, ghidați de actorul și regizorul Andrei Sochircă. Sper că am intrat în materialul respectiv, deoarece vă dați seama că este vorba de literatura din Transnistria anii 30, începutul secolului, și limbajul este, desigur, că respectiv, perioade respective, dar tema este actuală și azi. Deci tema principală a spectacolului este condiția scriitorului, a poetului, a omului de creație într-un regim totalitar. Prezent la eveniment, poetul Emilian Galai Cupăun consideră că acest spectacol se adresează direct conștiinței naționale. Acest spectacol l-aș purta prin toată Moldova, de la nord la sud, de la stânga la dreapta, și nu doar în Moldova asta, l-aș purta de fapt prin toată România, pentru că perioada proletcultistă a existat foarte feroce și în România și mari poeți la un moment, în anii 40, au scris lucruri absolut descalificante. Cei prezenți au asistat la o lecție de epocă stalinistă în ritmurile unui rock proletar susținut de trupa Plumbum. Rolurile pe care le-au avut liceenii de la Spirul Haret au fost pe măsura perioadei staliniste. Nu a fost foarte greu, având în vedere că trăim într-un spațiu geografic destul de apropiat celuia din piesa noastră, însă la nivel de limbaj am avut unele dificultăți. A fost destul de greu, pentru că eu nu-s chinez, dar totuși a fost o experiență foarte plăcută. A fost destul de greu, pentru că asta e vorba de o perioadă în care au trăit părinții noștri. Nu-i specificul omului, nu e omul pe care eu îl văd în fiecare zi. Spectatorii au fost impresionați de maestria actoricească a liceenilor. A fost un spectacol extraordinar din punct de vedere că a fost jucat de amator. Un spectacol bine pus la punct, care a îmbinat toate elementele artei, cumva mișcare, muzică. Muzica mi-a plăcut foarte mult, a fost îmbinată perfect cu poeziile. O parte din ceea ce s-a redat în spectacol este un trecut a părinților noștri. Spectacolul de la Întuneric la Lumină, pus în scenă de liceenii de la Spirul Haret, regizat de către Andrei Sochircă, e o trezire a conștiinței naționale, a demnității umane și o eliberare a regimului totalitar, prin râs și plâns, tragic și comic, incredibil însă adevărat.